După mai multe zile în care nu a fost colectat gunoiul de pe raza orașului, administrația locală sighetană s-a întrunit miercuri în ședință de îndată și a găsit din nou o soluție provizorie pentru problema gunoaielor. De această dată, deșeurile menajere din Sighetul Marmației vor fi transportate la Arad. Conducerea municipiului spune că taxa de salubrizare pentru cetățeni nu va fi mai mare, însă va fi majorat prețul pe tonă. Costurile totale implică o majorare a tarifului per tonă, deci de la 708 la 766,35 de lei. Menționând că acest tarif pe care l-ați spus la problemă dumneavoastră, care a fost replicat și de către colegii mei de la Direcția Economică, a trecut și prin comisiile de buget, Comisia de Buget Finanțe, nu afectează tariful stabilit pentru populația, ce tarif de 14 lei pe persoană. Este o situație neplăcută, trebuie să înțelegem cu toții. La acest moment nu am identificat o altă variantă. Nu putem să stăm cu gunoiul pe stradă, iar cei de la Herodot nu pot efectua operațiuni de transport la locații identificate la RAD, până nu avem aprobate tarifele, motivat de faptul că și noi, prin Direcția Economică, nu vom putea face plata acestor transporturi către depozitul conform de la Arad. Acesta este motivul pentru care v-am convocat în ședință îndată și vă mulțumesc că ați venit în număr așa de mare. Este o situație reală, o situație neplăcută, dar sperăm la timpul să rezolve această problemă, care să știți că nu este deloc ușoară, nici pentru noi ca autorități, nici pentru dumneavoastră ca cetățeni. Rămân și noi ca și autorități, suntem toți cetățeni din acestui oraș și ne dorim cu toții să ne fie mai bine. Voi vă spune câteva lucruri și niște câteva date statistice din calitate de președinte al Comisiei de Buget Finanță. După cum bine surprindea inițiatorul proiectului domnul primar, tariful standard de cost crește de la 708 lei per tonă la 766 de lei per tonă, cu tot cu TVA. Să facem o distinție. Una este tariful pe care UAT-ul, adică municipiul Sighel, a stabilit pentru populație, respectiv 14 lei per lună, per persoană, tarif care nu intră în discuție să fie majorat. Deci nu se modifică prețul la populație, ci crește taxa pe care o plătește primăria pentru fiecare tonă colectată de la populație și dusă la Arad mai nou, față de Oradea. Tot bine a surprins domnul primar faptul că la Oradea, practic, acel tarif de 708 lei era deja învechit, pentru că tariful normal, la cât au crescut prețurile acolo, trebuia să fie la 920 și ceva de lei, am calculat în Comisia de Buget Finanță și calculele au fost confirmate și de către doamna director economic. Și, practic, ajungem să plătim un tarif mai mic, chiar dacă îl ducem mai departe, îl ducem la Oradea, decât am fi plătit un tarif dacă duceam mai aproape la Oradea. Noi acum îl ducem la Arad, îl ducem mai departe și este oarecum mai ieftin. Ca diferențe de costuri aprobate, pot să vă spun că prețul per tonă, din cauza transportului și a distanței de 720 de km dus întors, crește cu 88 de lei plus TVA, respectiv, taxa de depozitare în groapă la Arad este mult mai mică și atunci față de Oradea scade cu 40 de lei plus TVA. Făcând diferența, creșterea costului minus cât plătim mai puțin pentru depozitatul în groapă, rezultă o creștere efectivă per tonă de gunoi transportat, colectată, transportată și depozitată la Arad de 48,6 lei plus TVA, adică 57,8 lei cu TVA. Aceasta este diferența. Câteva date statistice. Noi avem, conform calculelor actuale, o medie de 700 de tone pe lună de gunoi colectat de la populație, de la persoane fizice. Ceea ce înseamnă că dacă mulțim 700 de tone, ori 766 de lei tariful actual, ne rezultă o sumă aproximativă de 530.000 de lei pe lună. 530.000 lei pe lună. Domnilor, 766.700 e 536.000 de lei pe lună. Deci credeți-mă că... Și dacă o mulțim cu 12 luni,
ajunge la o sumă de 6,5 milioane de lei pe an, bani pe care primăria îi va achita pentru gunoiul colectat, transportat și depozitat actualmente la, în trecut la Oradea, actualmente la Arad. Vă spun că la ora actuală sunt înregistrați 18.000 de plătitori la nivelul municipiului Sighetul Marmației, comedie care mie mi se pare cel puțin suspectă, de sub 1,5 persoane pe rol. Rol însemnând apartament sau casă. Da? Deci la noi în Sighet rezultă o medie de sub 1,5 persoane care ocupă o locuință. Mai sunt încă 4.000 de roluri, adică 4.000 de numere de casă sau apartamente, unde nu s-a declarat încă niciun plătitor și sunt din oficiu 2 plătitori. Acolo urmează să se trimită somații de către primărie, să fie căutați oamenii acasă, să vadă care e situația acolo și de ce nu s-au declarat. Încercăm să evităm de a da amenzi, dar până la un moment dat, dacă 18.000 de oameni au fost de bună credință și au venit și s-au declarat, eu zic că și ceilalți, într-o perioadă oarecare, ar trebui să se prezinte și să declare câți locuiesc acolo. Nu suntem aici să căutăm vinovați, pentru că și eu aș putea să vin acum să vă spun că ceea ce a preluat Consiliul Județean Maramureș a preluat de la vechea administrație a județului Maramureș. Acolo existau niște termene de soluționare a depozitului de la Pârcașa și știm cu toții. Pot să vă spun că de la legile din septembrie și până în prezent, Consiliul Județean Maramureș și inclusiv Guvernul României a făcut eforturi serioase pentru a pompa în continuare bani în groapa de la Pârcașa. De curând, de circa o lună de zile, din nou Guvernul României a alocat bani pentru continuarea lucrărilor de la Pârcașa. Ca tare, eu cred în Consiliul Județean și cred în demersurile pe care Consiliul Județean se străduiește în situația dată, de fapt, obiectivă, să gestioneze această criză a deșeurilor. După cum a spus, Guvernul a alocat bani în continuare și acolo, din cunoștințele mele, există niște probleme tehnice de rezolvare a continuării lucrărilor la Pârcașa. Acum, sigur că nu suntem aici să dăm vina nici pe greaua moștenire, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să dăm cezarului ceea cezarului. Momentul de față, domn președinte, chiar astăzi, Ionel Bogdan, se află la București, poartă discuție vis-a-vis de această criză județeană a deșeurilor. Pot să vă spun că vis-a-vis de transportul, de o nouă locație în ceea ce privește transportul gunoiului în altă locație decât cea Oradea. S-au făcut deplasări la Arad pentru a se verifica care este situația acolo. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Doru Lazăr, a fost mandatat să se deplaseze săptămâna trecută acolo, a fost, a purtat discuții. De asemenea, vreau să fim tot corecți și să spunem cum stau lucrurile, inclusiv reprezentanții Herodot, care, într-adevăr, conform raportului contractual, nu au obligația să caute o locație unde să depozităm noi deșeurile, ci doar fac ceea ce s-au obligat în contract acest transport. Inclusiv reprezentanții firmei Herodot au fost personal al domeniului secuiesc, am cunoștințe despre acest lucru, unde au reușit să obțină un acel minim de tonaj de depozit de 200 de tone. Așa este, domnul? Da. Deci haideți să spunem lucrurilor pe nume. Ați fost personal acolo și ați încercat, chiar dacă nu era oarecum obligația dumneavoastră, să căutați o locație. Deci s-au făcut eforturi și se fac în continuare eforturi, în așa fel încât această criză a deșeurilor, situația obiectivă în care să ne aflăm, să afecteze cât mai puțin populația și a Sighetului și a întregului județ. Vis-a-vis de celula 2 de la Pârcașa, pot să vă spun și vis-a-vis de celula 2 de la Pârcașa, sunt discuții și se fac eforturi pentru a autoriza această celulă 2 de la Pârcașa, tot așa într-un mod temporar, până devine operațional Pârcașa în ansamblul său. Și acolo există niște normative de mediu. Din informațiile mele, care provin tot din surse autorizate de la Consiliul Județean, o autorizare chiar provizorie durează 6 luni, minim 6 luni. Ca atare, nici acolo, în momentul de față, nu sunt perspective apropiate, imediat apropiate, în așa fel încât să fie operațional celula 2 de la Pârcașa. Se fac și acolo eforturi în acest sens. Mi se pare că trebuie Consiliul Județean, împreună cu dumneavoastră, că de fapt noastră noi aparținem de Consiliul Județean,
ca și UAT. Nu aparține, nu-i vina noastră de Sighet, problema gunoiului pe Maramureș. Chiar aceeași problema gunoiului pe întreg Maramureș și pe întreaga țară, care aparține de Consiliul Județean. Nu UAT-ul Sighet trebuie tras la răspundere, nu domnul primar trebuie tras la răspundere sau noi consilieri. Pentru că Consiliul Județean, indiferent cine a fost, că a fost vechea guvernare, chiar actuala guvernare, nu se face nimic în sensul acesta. Fiind pus așa într-o structură foarte favorabilă, să alegem și să votăm majorarea gunoiului. Dar am văzut că toată lumea a ferit pe noi că majorăm gunoiul. Eu am înțeles foarte clar că acest tarif pentru populație nu se majorează. Haideți întotdeauna să mergem la cauză, dragi colegi, dragi invitați. Cauza principală a acestui mare spectacol, zic eu, este faptul că din cei 40.000 de cetățeni ai acestui municipiu au socotit să achite tariful către Herodot mai puțin de jumătate. Dacă am reușit să creștem, să facem apeluri pe toate canalele de comunicare, ca cetățenii să vină să-și achite gunoiul, noi aici n-am mai fi. Am fi acasă, liniștit, într-o familie sau la acele de serviciu. Deci cauza principală, hai să fim foarte clar, cauza principală a acestei disfuncționalități este faptul că cetățenii nu își plătesc taxa. Deci cetățenii acestui oraș nu își achită contribuția către operator, da? Asta e principala cauză. Doi. Am o rugăminte. Haideți să facem apel. Asta am spus. Pe Facebook, canale de comunicare, ale primăriei, poliția locală, da? Toată lumea să se mobilizeze în așa fel încât cetățenii să-și achite taxele pe Herodot. Și apoi discuțiile astea sunt inutile. Doi la mână. Haideți să încercăm să facem o campanie, domnule Bogdan, foarte bine ascultat. Haideți să încercăm să facem o campanie în școli, de educație, de formarea acestui comportament de colectare selectivă, care începe în școală, dar continuă acasă. Automat, această cantitate care este transportată se reduce. Deci astea sunt cauzele pe care trebuie să le punem în discuție și să le dezbatem. Nu ce-a făcut Ionel Bogdan, ce-a făcut Zechea, ce-a făcut ăla cu 100 de ani. Haideți un moment T0, ne aflăm aici. Da? Ce facem mai departe? Păi ce facem? Creștem gradul de colectare, educăm populația pentru a strânge selectiv și astea sunt soluțiile simple ca bună ziua. După mai multe discuții pe acest subiect, proiectul de hotărâre a fost supus la vot, fiind aprobat cu 14 voturi pentru și o abținere